Un nou caz de infectare cu virusul Zika a fost confirmat în România. Este vorba despre un bărbat din Cluj-Napoca care a călătorit într-o zonă activă, cu o zonă activă a transmiterii virusului. Așadar, și de această dată este vorba despre un caz de import de virus Zika în România. În mai puțin de o lună, Ministerul Sănătății a confirmat numai puțin de 3 cazuri de infectare cu virusul Zika a unui cetățean român. Bărbatul de 36 de ani care locuiește în Cluj-Napoca s-a întors recent în țară după o călătorie în Republica Dominicană, o zonă de transmitere activă a virusului Zika, unde a stat o săptămână. După încă o săptămână pe care bărbatul a petrecut-o în Statele Unite ale Americii, acesta s-a întors în România. La numai o zi de la întoarcere, clujanul s-a prezentat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca cu febră și erupție tegumentară. Probele prelevate de medici au fost trimise către Institutul Cantacuzino, care a confirmat prezența virusului Zika. Bărbatul se află în afara oricărui pericol și a fost externat. Riscul de transmitere a virusului pe teritoriul României este în continuare scăzut, deoarece acesta nu se transmite prin contact cu un pacient infectat. Acesta se transmite în principal prin înțepătură de țânțar. Există și posibilitatea de asemenea de transmiterea virusului prin relații sexuale, respectiv prin sânge. Virusul nu se transmite pe calea aerului sau prin contact cu pielea. Primul caz de infectare cu virusul Zika a unui cetățean român a fost confirmat în cazul unei tinere care s-a întors dintr-o călătorie în Martinica. 10 zile mai târziu a fost confirmată existența celui de-al doilea caz de infectare cu virusul Zika. Este vorba despre un copil în vârstă de 10 ani care locuiește cu familia în Guiana franceză și venise în vizită la rude. Deoarece deocamdată nu există un tratament sau un vaccin specific împotriva virusului Zika, Ministerul Sănătății reia recomandările pentru persoanele care călătoresc sau locuiesc în zone cu transmitere activă a virusului. Riscul de infectare se reduce semnificativ dacă ținem cont de câteva măsuri. Haina cu mânăși lungi, pantaloni lungi și aceste substanțe care îndepărtează țânțarii, iar noaptea în jurul patului să ai plasă împotriva țânțarilor, dacă se poate cameră cu aer condiționat.